După ce a fost reținut de DNA pentru 24 de ore, astăzi primarul din Baia Mare a fost prezentat Tribunalului Cluj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cătălin Cherecheș este acuzat de luare de mită în formă continuată. Cum e, domn primar? Mai postați pe Facebook. Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare, a fost reținut aseară de procurorii DNA pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită în formă continuată. Deși este încă reținut de procurorii DNA, Cătălin Cherecheș, primarul în exercițiu al municipiului Baia Mare, poate continua lupta electorală. Un comunicat emis de Biroul Electoral Județean Maramureș arată că procesul electoral nu este afectat de cercetările în curs, respectiv de starea de reținere în care se găsește actualul primar.